dar unde știi că am fundat-o eu? Dar cine e idiotule? Cine, mă? Și-a înghițit singura flotorul? Lasă-o, băi, pupă, să nu mă oftic eu că e toaleta mea și te opărești tu. Păi da, pentru că eu am scos 2 milioane de lei din buzunar ca să-i dau la instalator să desfunde, nu tu! Că? 2 milioane să scoasă o pălită de minge în căci... Mi-a căzut în greșeală. Ce vrei? Ce vreau? Vreau bani, mârlane! Vreau bani pentru că m-am săturat să plătesc! Pentru toate tâmpările tale! O, disperatule, lasă-l, că-ți dau eu banii! Băi, ești de bun 2 milioane, îți bagi bună rahat un minut când instalator trebuie să mă fac. Am promoția, dar Miciuța, că era preferata mea. Dar am crezut că a uitat-o instalatorul ăla acolo, șeful. A lăsat-o intenționat, idiotule, ca să o ia distribuitorul, că era traficant. Ai mai văzut un instalator cu diplomat, mă? Da, avea așa lopetă de... Era deghizat, întălăule. Era deghizat. De jumătate de an, măi, filă. De jumătate de an. Și ai venit un marele salvator al genților uitate în mol să ne dai peste cap toată operațiunea. Ce căutai, mă, acolo? O toaletă, șeful. Auzi, Chiorete, tu nu trebuia să fii în intersecție la... Ba da, să trăiești, dar acolo eu pun la mol n-am găsit nicio toaletă și a trebuit să plec, că eu în giratoriu nu mai pot ce-a face, că au tuns răia iarba și mă vedea participanții la trafic. Era rușine. Sigur, Chiorete, sigur. Și ai venit la noi să faci pe operațiunea noastră, nu? Iertați-mă, șef, o să repar greșeala, promit. Cum, Chiorete? Cum? Dai cumva timpul înapoi? Ești Superman și nu știu eu ce faci. E, timpul nu poți alta înapoi, bre, că nu reușești să zbor ca ăla. Dar geanta eu pot da înapoi proprietarului, ca să o mai pierzi odată. Și zic că am crezut că a uitat-o, cum de altfel s-a și întâmplat ră, nu? Așa e, Chiorete. Păi? Și când te duci să-i o dai, te duci îmbrăcat în uniformă. Păi, sigur că da. Sigur, Chiorete, ca să-și dea seama clar că e filat. Păi atunci pui parcariva, șeful, un neutru, știu, îl pui pe pupăză. Și dă la anunț pe post că s-a găsit răgeanta și că proprietarul o poate ridica de la sediul televiziunii. Asta nu e o idee rea, Chiorete. Văzurăți, bre? E chiar bună. Dar vezi, nu care cumva să deschidă la geanta, să înceapă cu întrebări indirect și în reluare, că s-a dus naibii operațiunea. Nici într-un caz, șeful, păi îi explic eu care-i treaba, dar ia dați un pic gentoiu, bre. Dați un pic ca să amestec eu cifrele, să fie totul un clar, să o fericăm, na. Na, cine mai umblă la ea? La revedere! Vă rog, Chiorete. Vă zburăți, bre? Ce mărlane îți faci, fit switch? Vrei să dai din nou admiterea pentru a cincea? Nu deșteptule, fac anunțuri pe care să le împart pe la viitorii mei clienți. Că am intrat în business. Ha, te faci instalator. Sunt deja instalator, mă, tâmpituri, ia uite aceea. Da, păi e instalator, uite mă, scule profesionale, mă. Uite mă, ultimul răgne, mă. Uite mă, cheia aia care știe francezul. Iată. Ăsta ce e, mă? Ipsos, deșteptule. Ca să repar pereții pe ce sparg. Păi ce credeți, că nu mi-am făcut lecțiile? Dă ăștia încoace, dă-te... O să mă umplu de clienți. O să mă caute ăștia ca pe... ca pe floarea cioacă. O să te caute. Ce clienți, băi, tăntălăule, că în cartierul ăsta sunt numai instalații noi? Și dacă n-au probleme cu instalațiile, ce? Mă bagi o canalizare și le fund instalațiile. Zăi ce probleme are pormul. Pupăză, bine că ești acilea. Am și eu a te ruga ceva. Nu am, pentru că tocmai am dat 2 milioane la instalator. O, bă, chită, că nu-și cer bani. Vreau să te ajut să faci bani. Noi la secție avem un diplomat, m-am găsit un diplomat. Tu nu trebuie decât să arăți diplomatul pe post, așa, ca să-l vază proprietarul, bă. Bă, tu ai nebunit? Bă, ce crezi, mă, că emisiunea mea e mica publicitate de la ziar? Tu știi cât costă minutul la mine? Mult mai puțin decât o să-ți dea proprietarul că ai găsit diplomatul, bă. Dar ce proprietarul ăsta? O fi vreun barosan? Da, dacă are diplomat, da. Și de unde știi tu că e barosan? Mă, ai văzut un șomer cu diplomat?
Eu te ce? Eu mai sunt șofer, da? Eu sunt instalator cu pata la pal, la mal la mână. Moroc, ai văzut tu dicta mai instalatorul cu pala tal, pat, tu, cu pata la mal la mână, cu diplomat? Așadar, dragi prieteni, dacă găsiți obiecte de valoare, aduceți-le la Pupă The Show și acestea se vor întoarce garantat la proprietarii lor de drept. Pentru că noi, și numai noi, suntem o televiziune cu un înalt spirit civic. O televiziune care își propune să ajute dezinteresant și altruist oamenii. Toți! Domne, nici nu știu cum să vă mulțumesc. Vă spun eu, domnul. Am făcut anunțul de 4 ori, asta înseamnă 2 minute de emisie. Ori 2000 de euro minutul, 4000 de euro. Dar vă fac discount 10% că ați văzut anunțul, asta înseamnă că sunteți telespectator fidel, deci 3500. 3500? Fără TVA. Că bănesc că nu vreți și chitanță pe banii ăștia. Haideți, domnul, că la câți bani face ce aveți aici, 3500 emizilic? Ai deschis geanta? Nu, domne, că suntem televiziune serioasă. Dar îmi imaginez că sunt și om de afaceri și știu cam ce se ține în genți din astea. Hai, fii atent aici. Te duci la bancă, scoți bănuții, vii la adresa asta și ți-am dat diplomatul. Auzi, mă, dacă lipsește ceva, ți-am luat gâtul. Hai, domne, se poate, dar eu sunt un om serios, om de onoare, nu te-ai convins? Ta-da! De ce ai luat, mă, geanta? Ce geantă? A, asta, ca să fac impresie, o spar firmă serioasă, mersi de sugestie. Mă, ce dracu miroase? Miroase a bani, bă, pârditule. Că tocmai a luat banii de la primul client, am încheiat prima afacere. Ia două bulioane să-i dați lui Pupă pentru desfundat. Ia dă-i înapoi! Îi pupă când mi-o dat minciuța. Auzi, Gogoșarule, ți-am dat eu voie să iei gentoiul? Ia dă-l în coadă. Dă-l... Ce ai zis, da? Dă gentoiul, dă diplomatul! Iată, Chiorete! L-am găsit pe tipul care a pierdut geanta, din seară vine și o dau. Ai văzut tablagiule? Aici miroase a canal, mă. Tu miroși? Hai, sitir! Ofticosule! Dar eu nu sunt ofticos! Ba ești, în comparație cu mine ești! Băi, fiți atenți aici. Când vine tipul să-i dau geanta, voi doi vă cărați. Dar de ce? De ce? Pentru că... Pentru că... Pentru că e om de afaceri, Gogoașe. Nu vrea omul să afle toată România că e un pătălău care și-a pierdut diplomatul. Lasă-le că te crăp. Iuliană... A venit să-ți dau o veste mare. Ha, nu-mi spune că și-a revenit Angie din comă. Te-ai mușcă-ți limba, că... S-a vrestea mușchea. Bă, nu fi măgar, că... Ce? Auzi? Ce? Mi se pare că miroase a canal. Ce? Mirotă unde? Auzi? Nu cumva tu... Cum să miroase? Ai mai văzut un om cu diplomat să miroase la canal? Ia uite ce mă vibrează telefonul, mă scuz, mă duc până la baie să vorbesc niște afaceri. Ce te uiți, dragă, așa?
mai schimbat și eu că m-a trecut toate rădușile, că în ultima clipă am vorbit cu un client la telefon, am salvat o afacere de miliarde de dolari. Ce zic eu de miliarde? Chiar de 300 de dolari. Ha, dai că m-am luat vorba așa, uitați să dau vestea. Așa! Auzi, băi, inconștientule, tu ai venit aici știind că ești răcit? Dar nu-s răcit, dragă, nu-s răcit, am alergie la... Așa! Ieși afară! Ieși afară, că dacă mă îmbolnăvești, îmi pierd toți clienții! Ieși! Dar stai, dragă, că nu ți-am dat vestea! Lasă naibii vestea! O să mi-o dai altă dată, când poți să mi-o dai doar pe ea și nu o tonă de streptococ. Ieși! Ai gogoașe și te primește fomista aia, Damale? N-are încotro. Bănuțul l-am dat. Acum să văd dacă mai găsește vreun motiv. Gogoașe! Așa! Bă, dai și mie o cămașă de aia, tata! Hai că am nevoie să mă luam la Iuliana și... Așa! Mă, cu ce te-ai dat, mă, că mi... Miroșa autorizantă, baie! Ce autorizant, frai? Prietene, ăsta-i parfum de lux, bă! Hai, mă, Mărlane, dar tu din ce nu-ți cumperi o cămașă? Că-mi parcă dăduței de bani! Mi-a luat, bă, nu se vede, au tăia fesii, tredi, dar mi se pare că-i cam de gigolo, bă. Nu vreau să mă duc la Iuliana și să creadă aia că m-am dus să-i fac aluzii sexuale și mai ești... Așa! Zi, bă, dai o cămașă! Ia-ți, mai amărâtule, ia-ți! Mersi, gogule! Aha! Pleacă de aici că mă opri de streptococi! Așa! Te faci, tu ești idiot? Ai venit aici să mă îmbolnăvești și pe mine? Așa! Dar nu sunt bolnavată! Sunt doar alergic la un parfum! Așa! Bă! Tu mă crezi proastă, gogoașă? Marș afară de aici imediat să nu mai cași până nu te faci bine! Bine, gata, ieși, ieși! Așa! Hai, mă, Chiorete, hai, te rog, că tu ești bărbat și te pricep la chestiile astea. Dar de ce nu-l chemați, bre, șefa, pe Mârlanu? Că mai nou s-a făcut instalatorul cartierului. Ai nu s-a pomenit de treaba asta? Mârlanu, instalatorul cartierului? Mhm. Uh-huh. Stai, mă, puțin. Ce desfundă el acolo la voi în cartier? Că acolo sunt numai instalații noi. Ce înfundă cu mâna lui? Cum crezi că-și face rost de clienți? Fii atentă ce face șmeșchelul. Așa! Iuliana, știam că n-o să rezist să nu afli vestea care ți-a... E bine, află. Din clipa asta sunt... Desfundător de bude, știu. Mi-a zis Chiorete. Și mi-a zis și cum faci tu rost de clienți. Bă, dar chiar așa nemernic să fii, Mârlane, să-mi infunzi tu mie toaleta, mă? Chiar și mie, mă, Mârlane, eu nu mă așteptam la așa ceva din partea ta. Mă, Iuliana... Tu chiar crezi toate bigiule pe care ți le-a zis Chiorola de Chiorete? Ăla nu vrea decât să-și bage zâzania între noi ca să ne despartă. Ca să bage el pe tine. Păi eu am față de instalator, dragă. Păi și atunci, mai Mârlane, care e, mă, business-ul ăla despre care tot îmi spuneai tu mie că te-ai apucat? Business-ul e... E unul foarte solid. Am înființat o firmă de instalatori. A înțeles? Chiorete greșit. Ce vrei? Minte de milițian. Eu nu sunt instalatorul. Eu sunt patronul, conducătorul afacerii. Eu țin frâiele în mână acolo. Stau la birou și fac planuri de dezvoltare. Care, pe unde, cum să-și facă ca să putem să vindem afacerea la cheie la o companie multinațională. Înțelegi? Și aia când o să vadă cum le luăm clienții cu ghiotura, o să-mi figă să o cumpere repede. Și pe bani mulți ne umplem. Mârlane, eu știu că ești pacient, nu trebuie să mă convingi. Mai bine treci și scoate din toaleta mea ce ai băgat. Că dacă nu, te nenorocesc, mă. Ce am băgat? Că eu mi-am băgat nimic în toaleta ta. Ai dovezi? Nu, Mârlane, n-am dovezi. Dar și dacă te prind că ești instalator, bucăți te fac, Mârlane. Mă pupăză că durează doar un minuțel. Un minut, te rog. Da, de ce nu-l chem tu pe Mârlanu? Că mai nou se dă instalator. Auzi, dar tu de unde știi? Păi care după el un diplomat plin cu scule? Corect. Diplomatul.
Da, Iuliana, iubirea, da. Vin cu asta să vezi diploma. Să... Da. Te aștept cu drag. Vin. O clipă! Da! Bună ziua! Bună ziua! Am venit să iau diplomat. Să luați din... Care diploma? Acela din mâna dumneavoastră. Asta! Iată și banii. I-am negociat cu domnul Pupă The Show. Pentru tranzacții. Sărime! Și sper că afacerea se încheie aici, între noi doi. Aici trebuie înțeles, ia dumneavoastră, vă dau neumblată. Sper că nu lipsește nimic. Am cum să succes în afacere, nu lipsește nimic, merge sănătos să... Să nebunesc! Sunt bogat! Sunt bogat să fiu la dracu' de acest bani! Bine, mă, Pupăză, mă, să faci tu mi-a surpriza asta, mă. De ce nu mi-ai zis, mă, că mi-ai vândut afacerea? Ce, mă? Bine, mă, Pupăză, să faci tu mie așa surpriză plăcută și să nu spui că mi-ai vândut afacerea. Ce zici, mă? Hai, lasă, zi, ce companie multinațională m-a preluat? Ăștia, Rostal, Orbis, Romtelecom, cine? Mărlane, n-am timp de delirium tremens. Ia zi, a venit cineva aici după geantă? Păi eu ce spun, mă, deșteptul, i-am și dat geanta. I-ai dat geanta? I-am dat-o. Ia. Bă, parcă sunteți nebun la cap de azi. Iuliana, bine că ai venit. Nu credeai că văd afacerea. Acum am rezolvat-o, eu te banii. Să mai faci tu mișto de mine. Mărlane, să-ți văd diplomatul. Nu-l mai am, nu ți-am zis că am vândut afacerea, diplomatul era afacerea. Acolo aveam business-ul, planul de afaceri, astea, planurile orașului, canalizări, tot, că acolo aveam. Deci nu mai ai afacerea. Ai scăpat de diplomat ca să nu-ți văd eu sculele de instalator. N-am scăpat... De ce minți, umflatule, că ai dat geanta? Pa! Iete geanta! De ce minți, mă? Mersi, Pupăză! Ia uite că n-ai dat-o! Ba, am dat-o lui omul ăla că mi-ai trimis tu la mine, mă! Ăla i-am dat! I-am dat-o pe-a mea! Înțelegi? Apropo, să zici, Pupăză, cât vrei să-ți dau procente ca lua bănuță? Asta lui Pupăză era mea! Ce vorbești, mă? Adică are și Pupăză valiză de asta, nu? E și el instalator. Păi atunci, hai să vedem dacă în ea sunt sculele lui Pupăză sau sunt sculele tale. Deschide-o imediat. O deschid, dragă, că n-a nimic de ascuns. Nu! Ați văzut că are bani și l-a acoperit, da? Că poate vă dă și vouă o parte. Ziceți imediat cifru că vă crăp. Nu știu. Nicio. Dă-mă să dă cifru, că ți-o deschid eu, dragă, ce... Na! Vezi tu scule de instalator, ia? Nu ești instalator, a? Nu ești! Nu ești instalator! Na! Și na! Ca să ai cu ce să repari ce ți-am spart eu! Iar ăștia... Ăștia sunt banii mei! Ca să-mi repar toaleta! Ai scăpat ieftin, Mărlane. Voi însă nu. Ce ți-am zis eu, Pupăză Show? Să nu umble nimeni în geantă. Dar nu umble nimeni de-a mea. Nu? Și atunci cine mi-a schimbat cocaina cu Ipsos, idioților? Aveți 10 secunde să-mi găsiți cocaina
sau muriți. Hai! Lasă-l! Mă ții cerdic să râzi cu lărintul, pitule! Rămâneți cu noi! Revenim imediat! Ce-i mârlane să faci, copiuțe? Am vrut să zic, mi-a zis. Lasă că vreau să... Ce mârlane îți faci, fițuici? Hai! Nu vă ostruți! Ce mârlane îți faci, fițuici? Vrei să dai armit? Dar am trecut cu fițuicile, da? Că m-am concentrat la fițuici. Restul mă doare în pix. Hai că eu termin de făcut anunțurile și plec acasă. Sunt deja instalator gogoașă. După ce se vede? Cum au instalatorii? Uite! A, uite, a zis la geanta! Uite, am aici cicatrice de instalator! Ce mărlane îți faci, fițuici? Vrei să dai... Eu ți-am zis... Ți-am zis? Era păcat! Când a zis să o luăm de la început, s-a referit numai la text! Ah, nu și la...